Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Sniper Elite 5. Puțin cam târziu astăzi, ce drept videoul, îmi cer scuze că a ajuns așa mai târziu ori pe la voi, dar măcar a ajuns. Am ceva treabă și de nici n-am apucat să mă pot... să filmez, știi, de a fost toată treaba. Dar noi rămăsesem la misiunea asta destul de importantă. What the fuck? Ok. Whoa, what the fuck? Nothing else to find. M-ar fi să vină unul câte unul. Ha! Ah. Chiar e o soluție. Haideți, cu toții. Eu uite, mamă, cum stau acolo, ești nebun. I mean, e o soluție. What the fuck a fost aia? De ce? Cum de ma... Cred că nici n-a țipat ăla ce drept ca să zici că e vreo treabă. Double shot, direct. Hai. Ce ești sigur? Intestinul. Hai că mai e ăsta și e gata. Adică după aia restul nu se miște de acolo. Sau... Oh, mai sunt. Stai așa un pic. Hai să, eu cred că o să ajunge să unul pe toți fete aici și gata. Până se învață minte. Ok, mai e unul sus. Care săracul nu prea știe ce vrea. Da, misiunea asta oricum a fost destul de enervantă de la început cu locația în sine. The fuck? Ce, gata? Refuz să cred așa ceva. N-a fost deșteaptă treaba. N-a fost deloc deșteaptă treaba. Mă gândeam că ricoșează într-un fel mai frumos, dar nu prea. Ok, hai să curățăm pe băieții mei de aici totuși. Wow, nu putem să-i curățăm pe toți deodată, gen? Jesus. Bro, am transformat totul aici într-o chestie super macabră. Ok, asta e posibil să coboare. Sau nu? Dude, ce se petrece? This will come in very useful. Hai mai coborâți. Hai că dacă vinci din partea de altă o să fie super simplu după. Păcat că nu pot să penetrez lemnul, știi? Să trag prin lemn, să trag printr-o treabă de genul ăsta. Că o făceam. Cred că vine. Aha. A, nu merge. Ar trebui totuși să meargă, dar să zicem. Ok. Hai. Uite, i-a văzut. Doar dacă schimb pe sticky. Mamă, i-a spart și ouțele. Vre, dar parcă sunt prea mulți. Nu se mai termină inamice și uite la săracul și-a luat damage acolo. Bă, dar s-a adunat o tonă aici, ești serios? Cum o dăm pe asta? La săracul încearcă să plece de aici. Mai rămas ăsta de aici și încă unul încolo. Never mind, dar mai vin câțiva. N-aș vrea că altă ieșire nu prea există decât dacă e pe aici. Și parcă n-aș lua-o, știi, adică... adică în afară de asta nu mai e niciuna aia, zic, opa. Combat? What?
Oh my god, s-a adunat o tonă, ce Dumnezeu. Mai sunt mulți? Du, săraci nici măcar nu știu unde să caute, deci AI-ul din jocul ăsta e așa de prăjit uneori. Ia stai aici. Tear this place apart, da, o să rup ăsta în două numai ca să mă găsească. Jesus. Doi acolo, doi în spate, trei în spate. Mamă, dar sunt vreo patru mașini, vere, serios? Stai mă așa un pic. Deci noi suntem aici. Oh, avem și treaba asta aici de rezolvat. Bă, cam nasolică treaba. O să vedem noi cum facem. Dacă îi mai elimin pe câțiva și dacă nu ies eu cu full assault, că ne-am distrat destul, zic eu aici, dar cam prea de tot. A, deci acum mă aud. Până acum credeam că nu mă aud, băieți. Ideea că dacă am ieșit de aici o să fie destul de nașpa să mă ascund și să împușc. Poți să tragi în ăla? Ok, deci nu merge să tragi prin pereți. Mai avem glanțe? Mai avem. Da, ideea e că nici nu poți să ieși ca să zici că faci ceva. Bă, vere, dar cât s-au venit, mă? Firar ei să fie, dă să mă bandajezi și cred că o să ies la ei, că deja e culme. Deja e prea de tot, dă un pisic cu ei de treabă. Păi da, sunt 100 de bărbați aici și nu vor ei să plece odată. Opa. Cred că se și mai... Uite și pe fraierul ăla de la îmbubui mai devreme. Cred că se și respawnează băieții. Da, cred că s-ar putea să fie o idee până nu devii cleared. N-ai nicio șansă. Dude, am prea multe corpuri de luptat de pe aici. Măcar am luat bandajul înapoi. Ăla e acolo, ăla e acolo, ăla e acolo. Bun. Hai, voiam să zic. Looks like the work of multiple snipers. Gotta take them out. Dai, sniper în față? Cred că sunt sniperi în zona asta, acum o să vedem. Dude, aia a fost cea mai hilară experiență. O să dau și save doar pentru că am ieșit de acolo și să-i taghez pe băieții mei să-i știu. Ok, ăștia par a fi toți... Oh, mai e încă un afară? Dă-o un pisic cu ei de treabă, bă, băiatule, câți gărgăuni de ăștia veniseră. În ce și sigur, boyos. Oh, snipers in the area sunt mai mulți. Ok, deci să avem grijă că aici sunt de... Hulu. Omul, stai așa un pic, că s-ar putea să vină ăștia aici. Oh, nu e bine. Shit. What the fuck? S-au slăbit grenadele? Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Mamă, dar prăpădiți mai sunt. Ulu. Și nimeni nu ne va vedea de aici. Holy shit, dude. Ia, stai așa, vreau să încerc ceva.
wow și nici nu se aude. O chestie asta trage super bine. Cred că e prima dată când mergem așa full asalt în jocul ăsta, dar am zis că ar fi și cazul să mai dăm puțin pe idei de genul ăsta mai, mai sălbatice. Oh, e sus aici ăla. Ete, n-ai grijă ce zici, bă. Ok, cred că pe aici pot să o iau în sus către, către băietul meu. Și el mă vânează în direcția aia total greșită. Cred că merge să iartăm noi cum stă treaba. Du, dar aia a fost cea mai faină parte din joc de până acum, când am mers noi puțin pe mai mult asalt decât pur și simplu să dăm și să fugim ca niște dăștea. Cel mai chior sniper pe care l-am văzut în viața mea. Ok, ideea e că nu mai am subsonice pe sniper. Că dacă aveam subsonice, cel mai probabil îl prindea și pe celălalt lejer, fără să alertez prea multă treabă. Nici nu știu unde e celălalt. Mă gândeam care băiatul meu... Oh, ce are? Are un silent AR SMG. Opa! Stai așa. Missing a scope. I can work with that. Ok, deci vrea să folosim ăsta puțin. Ok, eu zic care e ideea. Cred că putem face treaba asta să funcționeze. Mă costrească să scoatem binocul. Trebuie să ne ducem într-o locație să putem scoate binocul să verificăm un alta. Oricum, i-am zăpăcit pe băieții mei acolo, adică nu mai ori să mai facă. Zăpăceala aia a fost maximă. Ok, sistemul de alarmă în direcția aia de acolo. Băieții să aleargă pe acolo. Noi putem să o luăm pe aici fără să ne facem prea multe griji din punctul ăsta de vedere. Oh, e și un prietenaș aici. Stai puțin, lasă aia jos. Save înainte. Oh, se aude. Întrebarea e, cine m-a auzit? Aia din partea cealaltă sau cei de pe aici? Dacă se ia cu galben nasol, dacă se ia cu galben era ceva clar. Da, pare a fi o idee mai mult spre ăștia. Ok, unul e aici. Și unul e tot jos, deci amândoi sunt jos. Ok, bun. Asta voiam să știu. Deci nu ăștia m-au auzit pe mine. Uite la vint acum direct să... Oulu! Oulu! S-ar putea să le... să le atragă atenția dacă folosesc asta. Na, nu pot să țintesc pe aici. Oh, shit! Oh. Ok. Aparent a uitat complet. Voiam să sar și peste gardul ăla, dar presupun că e un challenge prea complicat pentru prietenul nostru. Păi și stai, frate, unde e celălalt sniper? E în capătul ăsta, alalt aici. Cer să dau puțin așa cu viziunea nebună, poate. Nu, că dacă e jos, n-are cum să fie sniperul, adică e cam greu. Și nu poți niciodată. S-a plictisit, s-a fi dat jos. Ce dau și o vestimentație aparte sniperii, deci ar trebui să fie ușor de reperat dacă e vreo treabă de genul ăsta. Save. Bun. Eu dau mereu save înainte să mă bag cu cineva din simplu fapt că nu sunt sigur de ce ar putea să se întâmple. Dacă deviază ținta, nu-i dai în cap, aia zic, îi dai în cască, casca pică și el încă rămâne în viață și toate alea. Adică, practic, vrei să te asiguri că îți faci misiunea cum trebuie. Ok, deci cred că de pe aici trebuie să veni băiețașul, dar nu știu unde exact e domnul sniper. În această arie. Ai fi crezut că îl vezi deja. O să fie jos aici, cel mai probabil. Uite că-s doi.
Ne arată pe unul și încă unul, da, și unul dintre ei pare să fie sniper, deci cred că o să trească să... să facem o treabă de genul, da, uite, ăla-i sniperul. N-am nicio bombă ca să zici că pot să încerc o chestie. Așa că... sunt două opțiuni. Da, necesită să fiu super rapid și super precis. Dăm un save. No more snipers. Objective secure. Gata. Asta era soluția și a funcționat. Ok, hai să investigăm aici ce avem de investigat, că văd că și pe aici avem niște lucruri de făcut. Nu știu cât de tare se aude arma asta, adică mă gândesc că ar trebui să fie relativ mai stealth decât multe alte arme pe care le avem deja. Mamă, dar stai că nu văd nici pe Dumnezeu pe aici. Ok, uite unul acolo. Ok, vreau să testez arma asta o leacă. Oh shit, dă-o înapoi. Cumva glonțul a ieșit de pe lângă țeavă. Da, glonțul a ieșit de pe lângă țeavă. Ah. Nu s-a auzit. Ok, ce înseamnă că ceilalți sunt între ușe. Deci cel mai probabil trebuie să o luăm pe aici cumva. Hai că nu mai întrebe arma aia că e... e faină, dar momentan aici nu mai ajută cu nimic. Dar stai mă că eu nici nu am nevoie să mă când trebușe, nu știu ce Dumnezeu fac. Ok, am treabă de căutat aici. Oh, trebuie să investigăm, ăsta e pava de avion. Radio operator's glider, but he's not here. Oh, rip. Neither's his kit. Acu trebuie să mergem acolo. Must have taken him alive. Got to ok, deci trebuie să-l salvăm pe băiatul care era pilot aici, că ne poate da informații. N-am vrut să dau full crouch, am vrut să dau mai puțin. Ok, aici o să fie greu și probabil trebuie să dăm pe pistolaș. Okay, unul e acolo și pare a fi singur, încă unul mai încolo, dar nu cred că ne vede. Dăm și noi un save ca băieții răi. Nu mi-l arată pe celălalt, ah, e destul de departe. Așa. Unul la dreapta, la stânga e altă treabă. Hai să luăm pe ăsta din dreapta, că ăsta că nu se întoarcă o să-l vadă pe ăla. Aș prefera să nu îl vadă. Gata. Plus că și așa e și în zona de căutare, deci e bine dacă îl și eliminăm. That's all. Hai să vedem pe aici. Ok, mai e unul în față, dar e jos. Oh, și e comandant. Ok, deci trebuie să... ofițer, nu comandant. Trebuie să vedem cum intrăm. Deci trebuie să fie vreo intrare sau e undeva într-o pantă mai jos și ăsta pe care noi îl vânăm acum aici, domnul. Bă, oare misiunea asta avea o misiune de prins un de-asta șmecher? Și repede că vine celălalt. Noroc că și-a întors fața. Noroc că și-a întors fața. Dacă nu și-a întorcea fața, era adio. Gen fără mișto. Dacă nu și-a întorcea fața, eu nu știam... nu puteam să-i lovesc 100% capul. Că-i dădeam în cască și neavând armor penetration, era clară treaba. Să luăm și de aici ce ne mai trebuie. Păi, eu o să elimin pe toți bărbații de pe aici, dacă e nevoie. În speranța de a găsi pe ăla de care... de care avem noi nevoie. For real, dude.
tașmă din cur. Noroc i-am tras în mână și l-am făcut să fie... Hai să numim șchiop, cu toate că n-are niciun sens, dar... În termen, pe același termen, deci înțelegeți-vă la ce mă refer. Am dat așa un pic de handicap ca să-l... Să-l facem să nu se agite instant, știi? Ok, deci șansa cea mai mare e că ăsta o să fie aici. Opa. 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 Ok. Cumva a alertat pe toată lumea, dar în același timp n-a alertat pe toată lumea. Surprinzător. Vine. Îl aștept. Îl aștept, îl aștept. Vine, 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 vine. Hai, hai, hai. Cutupeu, cutupeu. Gata, frățic. Ok, acum putem să ne uităm lejer după... Uite-l. Wonder if this bunker is where our radio operators being. Hai că avem și cheia. Mamă, da, cred că l-au torturat și omorât. Yep. They killed him. Oh well. S-a produs pac-pacul. Bun, păi atunci hai să continuăm treaba noastră de aici. Ne-a intrat misiunea, dar hai. Stai că voiam să văd dacă trebuie să mă sui pe acolo sau prin altă parte. Nu, cred că trebuie doar să ieșim de acum că... Dacă trebuie să luăm spre drum și din spre drum trebuie să ne ducem la... Hai așa un pic. Niște informații pe aici pe care nu le putem lăsa chiar așa de iurea. Și ia să vedem noi în orașul de aici care e șpilul. The Germans won't give it up without a fight. We need to take this village by any means necessary. Oare mă aude bobița acolo? Ia să facem un test. O merg la 70 de metri, deci putem scade raza. Nu prea mai avem subsonice și răsonice și toate alea, așa că ne folosim de ce avem. Trip. Cred că poate așa mi arată și mie cine e pe jurul lui. Ok, n-au nicio treabă restul, perfect. Fix asta speram eu cel mai tare, ca restul să se ignore complet acest lucru. Hai să mai investigăm puțin. Bombe pe direcția alaltă, nu vreau să-mi acolo. Sus la geamuri niciun prietenaș, deci măcar atâta, știm că nu mă vânează nimeni. Ok. Aici trebuie să vedem noi. Opa, uite-l. Da, de aici s-ar tăia să mă audă. Dar cred că cu asta nu o să am treabă, că asta e la 30 de metri. Raza de auz, deci e ok. Save. Da, nu e cea mai stabilă armă de folosit, dar hey. Bridges is safe as it's gonna get. Shit. Time to set those charges. Isaac. Perfect, n-a auzit nimeni. Save din nou. Aolo. Ok, și cred că dacă mă dau puțin mai în spate pot să curăț și podul dacă e. Și înainte să ne ducem să punem bombele. Stai, pic loc trebuie să-i apăsat, ok. Mi se părea mie ciudat, citisem ceva cu EU și cealaltă, nu mai știam ce era tot cu EU și de-aia eram confuz puțin. Da, asta că am rezolvat acum. Bun. Nu știu dacă e chiar ceva extrem de folositor pe aici, dar aflăm și răspunsul este nu. Chiar nu este nimic folositor aici, în afară de două, trei chestii. Mă gândeam că n-ai vreun crate, vreo chestie de muniție sau ceva, dar nu. Bun. Hai să verificăm noi așa, sus nu e nimic. Ok, am vreun vantage point pe care l-aș putea folosi? Nu. Asta e nașpa alea când jocul ăsta, dacă era gen cum era Sniper Ghost Warrior, dacă ți-ai zis că n-am jucat puțin din jocul ăla. Acolo aveai niște locații pe care le puteai folosi.
Dar bine, la nu e așa de satisfying ca asta când e vorba de snipat. Aici e și foarte mult stealth la mijloc. Uite-l. L-am reperat. E prea, suntem prea aproape ca să începem să împușcăm cu dălea. Aș putea să încerc să trag cu asta, nu zic nu. Dar da, podul e ce drept destul de curat acum dacă stau să mă uit. Unde-s restul dău? Sunt în spate aici. Connect explosive, what? Îți urmăresc, cred că cablul ăsta sau ceva. Cine știe, stai așa un pic. Și cablul ăsta vine aici. Pe ce explozibile vrea să-i conecte? Stai așa un pic. Guess I grabbed everything useful. Dash. Dăm un save înainte de toate. Bă, sincer, un scope pe arma asta n-ar fi fost rău. Ăla are chestia anti-tank. Bun. Cred că dacă mă duc la o distanță respectabilă, îi pot snipa pe băieți. Gen de aici, cred că e ok. Deja de aici trece în puțin 200 de metri. Cât suntem aici? 60 de metri. Trebuie să mă duc mai așa, crezut că e mai departe, dău. 68 de metri. 68 ar trebui să fie mai mult decât ok. Chestia asta s-auzea oricum la 70 aproape. Spus că sunt numai 2 pe acolo, e ok. Ok, deja au auzit cât de cât. Mamă, și eram pe 200 range. Mamă. Scoate unul capul de acolo să facem să-i facem o treabă. 80 de metri, uite, ăsta e la 80. Puțin mai în spate. Enemy hunting. Wow. Ok, încă unul. Hai. Capul sus. Zâmbește. Haide. Nenorocit mic. Ai crede că îl faci ulea că să iasă capul la suprafață. O să rălucea ceva sus acolo. Și am crezut că te să rălucești acum o armă sau ceva acolo. Dar am crezut că e vreun mic. Hai mă. Oh fuck. Cred că am aricoșat în ceva anume de n-a funcționat. Hai că dăm pe asta la altă, că e tot acolo. Teamă că apăsam greșit pe taste, ce Dumnezeu. Ok, sunt 1, 2, 3. Păi. Ok, trebuie să fii în picioare, dude. Ce mizerie asta, mă jur. Ok, stai așa un pic. Am o idee. Trebuie să-mi găsesc un unghi. Că de la unghiul ăla aș putea să nimerez butoiul de acolo, dar dă de măsa. Vedeți, era un butoi, erau niște butoi aici, trăgeam în ele și făceam un spectacol, dar e ok. Opa. Oh fuck, am venit infanteria. Ok, distruge tankul foarte clar, dude. N-am armor pen stuff. Ăla, bine că l-am scos pe ăla totuși. Și putea pune niște dăle aici să-i fac să vină încoace. Nu știu cât succes pot să am. Ia stai așa, mă pun ăla în fața lui. Yo.
Yo. Bun. Aia zic. Eliminăm brigada de ajutoare. Eu vreau tankul, dude. Tankul e al meu, dude. Vino coace. Mama, dar l-am eviscerat pe ăsta, e serios? Tank? Ok, tankul văd că nu pot să-l fac să vină după mine. Cred că este prea teamă. Se auză de aici? Ia stai așa. Ok, nici cu ăla nu trage, nici cu ăla nu trage. De văzut mă vede, dar e prostuț. Am o grenadă care o să o facem așa. Atât. Nu încoace. Oh shit. Da, da, cred că va trebui să renunțăm. Unde le-am lăsat movere? Bă, dar le-am... Mamă, le-am dus până aici? Jesus! Că le-am dus o leacă, nu glumă. Ok, cred că mai aveam TNT-ul pe care puteam să-l arunc în ăsta. Stai să o iei pe aici, prin casă, poate e ceea ce putem folosi. Să... A, nu mai are nimeni nicio grenadă. Aveam o grenadă, știi, să arunc în astea. Ok, ceva important, cred că e pe partea alaltă. Oh, lol, avem vantage point de pe aici. Standard rifle rounds, non-lethal. Doamne, ce-aș folosi non-lethal? Da, asta o să fie degeaba. Da, asta tragem degeaba că nu face nimic cu ele. E vreun mod de a traversa oare podul ăla fără să ne vadă tankul? Sau să facem tankul să vină încoace? Nu cred. Na, dude. Can't find anything else. Fuck, niciunul n-are bombă. Te sărași cu toții. Ok, unul are o grenadă, măcar atât. Ok, TNT-ul. Ok, nu merge așa cum credeam eu că va funcționa. Crezi că poți să-l arunci. Stai. Poți să faci fuse lure. Oh. Enemy knows we've got Sherman's incoming. Nice. It's got to be a Panzerfaust. Panzerfaust. Ah, da, trebuie de aia de tank. Un rocket launcher. Yotel. Dude. Wow, numai unu? Oh, fuck. Ok. Mai mult de unu nici nu-ți trebuie. Joacă-o pe asta. Mai mult de unu nici nu-ți trebuie. Au, putem ieși oriunde. Mai aveam ceva de făcut pe harta asta important? Au, aveam țintă și toate alea. I mean, puteți să votați. Bine să votați, puteți să, da, puteți să lăsați comentarii și o să încerc să iau fiecare părere în parte. Puteți răspunde în felul următor: da, fă și restul de obiective, nu,
termină misiunea. Pentru că o să terminăm misiunea data viitoare, dacă e, dacă nu, o să mai continuăm puțin și după aia o terminăm, în funcție de cum votați voi. Așa că nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, comentați cu ce v-am zis mai devreme și ne auzim data viitoare. Pa, pa!